Sistemul de urgență 112 a fost alertat astăzi în jurul prânzului cu privire la un incendiu izbucnit pe Strada Eroilor. Coșul de la o casă în care locuia o bătrână a luat foc. La fața locului s-au deplasat pompierii cu o auto specială cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță smurt. La locul intervenției am constatat că ardea fumigera din coșul de evacuare a fumului și asterea de lemn din jurul coșului. S-a acționat la localizarea și lichidarea incendiului cu o linie tip D cu pistol de refulare a apei, neexistând niciun fel de victimă. Vecinii bătrânei spun că incendiul ar fi izbucnit de la faptul că femeia ar fi băgat mai multe lemne în sobă decât ar fi trebuit. În prezent, pompierii fac cercetări pentru stabilirea cauzei izbucnirii incendiului.